Salutare dragi viitori de mașini, bine ați venit pe Vrum Vrum Vlog, pentru că astăzi stau de ceva timp în trafic și afară sunt undeva la 35 de grade. M-am hotărât să povestim cam ce e important să verificăm în momentul în care vine vara, ce e important să avem în mașină în momentul în care ne punem în deplasare și mai ales dacă ne gândim să plecăm într-o excursie cu mașina, ce trebuie pus la punct în așa fel încât să nu rămânem în pană. Așa că rămâi până la final, pentru că până la finalul materialului vei ști exact ce trebuie să verifici, ce trebuie să schimbi, în așa fel încât să nu ai surpriza ca în momentul în care te pui în mișcare cu familia înspre destinația de vacanță, să nu-ți petreci vacanța transportând mașina cu platforma înapoi acasă. Hai să vedem despre ce povestim! Ok! Când ne gândim la cel mai nasol anotimp pentru mașina noastră, ne gândim automat la anotimpul răcoros și anume vorbim despre iarnă. Ideea următoarea, că la fel cum nici pentru noi nu este foarte confortabil să suportăm temperaturi de 35-40 de grade, la fel mașina noastră nu-i priește să rămână în parametri optimi în momentul în care vorbim despre temperaturi foarte înalte. Mai ales în momentul în care mergem în vacanță și teoretic vorbind mergem la mare, în ideea în care urmărim temperaturi mai înalte, să ne distrăm mai bine și să putem face baie mai ușor, mașina suferă în adevăratul sens al cuvântului dacă nu urmărim următoarele aspecte importante de întreținerea mașinii în momentul în care plecăm într-o excursie sau, de ce nu, în momentul în care vrem să o ținem în parametri optimi pe întreg parcursul sezonului foarte cald. Prima problemă gravă sunt anvelopele. De ce sunt așa importante? Pentru că odată cu venirea sezonului cald, riscurile de explozie sunt din ce în ce mai mari pentru simplu fapt că temperatura asfaltului crește, iar dacă este prea moale o să avem surprinderea că se supraîncălzește și există risc mare de explozie. Ideea este una foarte simplă, vă recomand să aveți grijă de anvelope, să rămână în parametri optimi și să aibă profilul necesar. Încă un aspect important referitor la momentul în care plecați în vacanță, să verificați dacă funcționează corect, dacă este umflată roata de rezervă și dacă se potrivește. Chiar acum câteva săptămâni am avut surpriza că în momentul în care m-am oprit să ajut pe cineva aflat în pană, roata să nu fie de la mașina respectivă și să trebuiască să punem mașina pe platformă pentru simplu fapt că nu a fost rezerva corectă. Tocmai de aceea vă recomand să păstrați în permanență presiunea recomandată de constructorul mașinii, o aveți pe stâlpul mașinii în funcție de greutate, pentru că dacă mergeți în vacanță nu o să plecați singur și în principal sunt 4 persoane. Dacă... Și clar, important să aibă profil anvelopa, să poată să lucreze în parametri optimi și dacă vă prinde ploaia să aveți grijă să fie cu profil anvelopa pentru a nu face foarte ușor acvaplanare, pentru că profilul anvelopei este gândit în așa fel încât să evacueze apa. Referitor la ploaie, importante și ștergătoarele, pentru că dacă vă prinde o ploaie zdravănă de vară, e important ca ștergătoarele să funcționeze corect, în așa fel încât să mai și vedeți înainte. Și astăzi, în momentul în care pregăteam acest material, am primit și o informație importantă referitoare la muța papucului pe care îl purtați, în momentul în care conduceți. De multe ori, fiind vară, aleg să merg cu șlap, cu papuc deschis, și este cea mai proastă alegere. Vă recomand în permanență să aveți un papuc închis, să nu riște să agățați papucul în pedală, sau mai mult, să pierdeți papucul din picior și să intre printre pedale sau să agațe ceva. Deci papucul închis este sfânt în momentul în care vorbim despre a conduce mașina. După care vorbim despre momentul în care deschidem capota. Ce putem noi să facem este să verificăm dacă nivelul lichidului de răcire este în parametri optimi, să nu supraîncălzim motorul, iar dacă se supraîncălzește motorul și îl urmăriți că trece de temperatura normală de funcționare, vă recomand să dați drumul la căldură în așa fel încât să scadă temperatura până la temperatura pe care dumneavoastră vă doriți. Important este și verificarea instalației de răcire. Dacă aveți climă, e important să verificați să nu aveți pierderi când vorbim despre freonul din instalație, pentru că este un moment foarte nasol să plec la mare și în mijlocul drumului să-mi dau seama că nu mai funcționează corect clima și o să rap foarte multă căldură și prin intermediul acesta îmi transform excursia ce a trebuit să mă relaxeze într-o sursă principală de nervi, pentru că nu pot
să mă bucur de experiență prin simplu fapt că în momentul în care mă urc în mașină este foarte cald. Ați văzut cu 4C, am rămas fără freon în instalație, ne-a făcut praf. Deci, important, verificați instalația de răcire. Iar pentru că am deschis capota mașinii, vreau să vă amintesc importanța uleiului, să păstrați în permanență recomandările constructorului, să-i schimbați, să faceți chiar un schimb de ulei și de filtre în momentul în care vreți să plecați, că odată cu creșterea temperaturii exterioare, uleiul poate să-și piardă din proprietățile de ungere și să afecteze funcționarea corectă a motorului. Deci faceți un schimb de ulei și un schimb de filtre și, important, să schimbați și filtrul de abitaclu, în așa fel încât să aveți liniște cu răcirea mașinii. Iar dacă ajungeți să faceți un service de schimbare a uleiului, vă recomand să verificați și plăcuțele de frână, să rămâneți în permanență cu ele în parametri optimi pentru a nu avea surpriza să rămâneți fără plăcuțe în momentul în care plecați un drum mai lung. Da, și pentru că vizibilitatea este una dintre cele mai importante aspecte, vă recomand să verificați instalația de iluminare a mașinii în așa fel încât dumneavoastră să-i vedeți pe ceilalți și ei să vă vadă în așa fel încât să puteți comunica fără a urla pe geam. Deci, instalația de lumini este importantă să o aveți în parametri optimi. Acestea au fost cele mai importante aspecte referitoare la modalitatea în care pregătim mașina de vară. Dacă mai ai alte idei referitoare la cum să pregătim mașina, te invit să le lași în comentarii. Dacă îți dorești mai multe informații despre cum să ne pregătim mașina pentru diferite situații, dă like cu încredere acestui material, în așa fel încât să știm că mergem în direcția corectă. Eu am fost Mihai Beldie, tu ai urmărit Vrum Vlog și până la următorul episod, aveți grijă de voi și iubiți-vă mult mașinile! Ciao!